Cercul pedagogic al directorilor de gimnazii de pe Valea Prahovei s-a desfășurat pe 31 mai în comuna Brebu. Oaspeții au fost primiți cu căldură de conducerea școlii de aici și de autoritățile locale și s-a făcut cunoscută evoluția învățământului în zonă. Cercul pedagogic a avut un subiect de actualitate, consecințele aplicării descentralizării. Sigur, despre descentralizare putem să vorbim foarte multe lucruri, numai că ele pot fi aplicate dacă există metodologii de aplicare, dacă există o unitate în aplicarea acestor activități. La Brebu a ajuns și Horia Toma la primul său eveniment în calitate de inspector general al inspectoratului școlar. Am venit să vă transmit un mesaj personal de respect și de apreciere a activității dumneavoastră. Considerați-mă colegul dumneavoastră. Sunt și eu de 31 de ani în învățământ, deci pot să spun că sunt colegul dumneavoastră de foarte, foarte, foarte multă vreme și voi încerca să fiu același coleg, așa cum am fost și până acum. Directorii școlilor cu clase gimnaziale au avut ocazia să discute cu inspectorul general, să evidențieze problemele cu care se confruntă învățământul și să pună la punct activitatea managerială. Vom prezenta patru proceduri care trebuie să le discutăm aici la nivelul nostru, apoi să le aplicăm în mod eficient în fiecare în unitățile de învățământ din care venim. Studii recente arată că 70% din cauzele unui management ineficient o constituie o comunicare nu tocmai bună, o comunicare defectuoasă. Și această comunicare în cadrul organizațiilor școlare și a managementului școlar este absolut indispensabilă. În cadrul organizațiilor școlare vorbim de comunicare pe verticală, ierarhică, să zic așa, minister, inspectorat, organizație școlară, până la nivel de învățători, diriginte. Ne concentrăm asupra principiilor declarate prin Regea Educației Naționale, principiul echității, al asigurării egalității de șanse, al transparenței, al răspunderii publice și al centrării educației pe beneficiarii acestuia. Directorii trebuie să facă față unui test prin care se monitorizează nivelul de cunoaștere a modificărilor legislative.